Bună seara, stimați telespectatori, este deja ora 21:01, am ratat ușor întâlnirea cu dumneavoastră. Pentru această seară pregătim o emisiune, cred eu, interesantă pentru cei care vor avea nevoie de informațiile pe care invitata mea din această seară le poate oferi și spun bună seara doamnei Cristina Mraz, bună seara! Bună seara! Dumneai, după cum foarte bine mulți dintre dumneavoastră știu, reprezintă activitatea coordonează activitatea Serviciului Public Local de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Petroșani. Vă spun acum percepția mea, o activitate care este văzută în special de cei care au nevoie de cei de la asistență socială, mulți dintre noi, cei care poate n-am avut nevoie să ajungem acolo, pentru un caz fericit sau mai puțin fericit, probabil că nici nu știm ce muncă se desfășoară în birourile de la asistență socială și tocmai de aceea vom încerca de la invitata noastră din această seară să aflăm mai multe informații, informații care sper eu ca, dacă va fi cazul, să vă fie de folos. De asemenea, mai spun că dacă pe parcursul emisiunii vor exista telespectatori care vor avea cazuri concrete pentru care vor dori să primească lămuriri de la invitata noastră din această seară, va fi o emisiune deschisă, vor putea transmite mesaje sau chiar vor putea intra în direct și în măsura în care va avea toate elementele necesare, sunt convins că invitata noastră din această seară va da și răspunsurile potrivite. Aș vrea să începem să vorbim despre activitatea dumneavoastră de acolo și sigur am să încep cu o categorie care poate le mult mai cunoscută telespectatorilor, acea a protecției sociale, a ajutoarelor sociale de încălzire, de urgență, diverse tipuri de ajutoare pe care administrația locală le acordă cetățenilor, aflați în cazul acesta în niște situații mai dificile. Da. În cadrul Direcției de Asistență Socială, de un an de zile ne-am transformat în direcție pentru că legislația de asistență socială prevede ca în subordinea Consiliului Locale să existe direcții de asistență socială, acolo unde se poate, sunt servicii în alte administrații. Unul dintre cele mai mari compartimente, putem să spunem că este serviciul de protecție socială, care gestionează aceste beneficii sociale. Legea asistenței sociale împarte în două toată protecția socială, în beneficii sociale și în servicii de asistență socială. În cadrul acestui serviciu se gestionează, așa cum ați spus și dumneavoastră, în cea mai mare parte ajutoarele sociale, ajutoarele pentru încălzirea locuinței, ajutoarele pentru ajutoarele de urgență, cantina socială este tot în subordinea acestui serviciu. Bineînțeles că avem acele ajutoare date, compensații pentru în vederea prevenirii marginalizării sociale. Asta în cea mai mare parte. După care avem compartimentul de protecție a copilului. N-am să vă las să te pentru că aș vrea mai multe amănunte chiar aici la acest segment de protecție socială. Da. Și aș vrea să ne descrieți exact cum ajung oamenii aflați în situații deosebite să devină asistați social, de exemplu, sau să primească aceste ajutoare. Să ne detaliați ce înseamnă acest ajutor social, pentru ce fel de cazuri se oferă. Spune asta că poate, există printre telespectatorii noștri oameni care nu știu la acest moment că s-ar putea încadra într-o situație de acest gen. Sau poate sunt și cazuri care, de oameni care, cărora deși le este greu, poate preferă să nu meargă să solicite un ajutor, tocmai pentru că poate li se pare ceva rușinos, nu știu, deși... Da, să zicem, da. Eu zic că nu este rușinos. În această categorie să o luăm cu venitul minim garantat. Vă rog. În primul rând că aici se pot adresa serviciului nostru toate persoanele care nu au venituri și care doresc această formă de protecție socială până la obținerea unor venituri care să satisfacă cerințele sociale. Avem dosare, deci marele avantaj al acestui ajutor social este că se plătesc asigurările de sănătate. Deci sunt cazuri în care oamenii ajung în spital și care
nu știu că nu au asigurări de sănătate și nu, neavând niciun venit, ei nu au aceste asigurări de sănătate. Deci, prin ajutorul social, da, da, se plătesc asigurările de sănătate, noi eliberăm adeverințe din care precizăm că beneficiarul se află în evidența noastră cu ajutor social și atunci spitalul nu mai, el nu mai trebuie să plătească contribuția la spital. Cum ar veni, dumneavoastră au aceleași drepturi la spital. Exact. Poți să-și ia medic de familie. De exemplu, am avut cazuri sociale pe care ni le-au sezizat spitalul. Cazuri de persoane care au ajuns din diverse motive de sănătate în spital, bineînțeles, fără niciun venit, poate și fără aparținător sau care au aparținători, dar aceștia nu aveau venituri suficiente încât să-i întrețină și pe ei. Și în aceste situații, noi împreună cu spitalul, în spital există un asistent social cu care colaborăm foarte bine, ne sezizează cazurile și atunci primul pas pe care îl facem în a veni în sprijinul acestor persoane este acel dosar de ajutor social, pentru că beneficiază, se poate înscrie la un medic de familie și beneficiază de asigurări de sănătate. Totodată, dacă este cazul, împreună cu asistentul social din spital, putem să întocmim și un dosar pentru încadrare în grad de handicap al unei persoane. Sau putem iarăși să-i acordăm un ajutor de urgență. Chiar acum avem câteva cazuri la care lucrăm și pe care tot așa încercăm cu ce putem să le ajutăm. Ați spus că în această categorie intră oamenii care nu au venituri. Da. Aș vrea să definim foarte bine aceste venituri. Înseamnă pur și simplu să nu fii angajat și să nu beneficiezi de acea indemnizație de șomaj, pentru că există mai multe tipuri de venituri. Pot fi venituri din chirii, pot fi venituri din contracte care nu presupun 100% un loc de muncă, ci doar, nu știu, un contract parțial de 25% sau venituri care provin din cedarea drepturilor de autor. Sunt mai multe categorii de venituri și aș vrea să le departajăm, să știm dacă pur și simplu omul trebuie să nu câștige absolut nimic ca să ajungă la acest venit minim garantat sau pot exista și excepții. Da, legea venitului minim garantat prevede anumite cuantumuri pentru ajutorul social. Deci, de exemplu, pentru o persoană la ora actuală 142 de lei, atâta este ajutorul social. Deci, omul, dacă are un venit, să dăm un exemplu de 100 de lei, atunci mai primește 42 de lei diferența. În cazul în care avem o mamă și un copil, 255 de lei. Se scad alocațiile, se scade alocația de stat sau dacă este în creșterea, dacă are copilul până în 2 ani, atunci 200 ar mai primi 55 de lei. Deci legea ne dă niște cuantumuri. Cuantumuri care se indexează anual sau semestrial și de aici în jos noi scădem veniturile pe care ei le obțin. Indiferent plus că, de natura acelui venit, indiferent din ce provine. Inclusiv alocațiile de stat se scad. Alocațiile copiilor. Vă dau un exemplu total imaginar. Persoana posibil beneficiară e pictor și vinde o singură pictură pe lună la o expoziție. La cineva care o cumpără, da? Și ăsta e singurul lui venit. Atunci se încadrează acolo? Nu, dacă pictura pe care o vinde depășește 142 de lei, nu. Am înțeles. Deci asta e tot, dacă totul este cu 100 de lei, mai primește diferența. Totul pleacă așadar de la acest quantum. Da, acest quantum dat de lege, da. Ce obligații au acești oameni în schimbul acestei sume pe care statul le oferă, sigur, ca un ajutor? Da. Toate persoanele care sunt în plata ajutorului social au câteva obligații, în sensul că trebuie să presteze anumite ore în folosul comunității, ore care, bineînțeles, sunt date tot printr-o formulă din lege și pe care noi le calculăm și întocmim un tabel cu toate persoanele apte de muncă, să reținem, pentru că o persoană poate fi poate avea în luna respectivă o scutire medicală sau poate avea un certificat de încadrare în grad de handicap sau mamele care sunt singure și au copii până la 7 ani nu au obligația să presteze aceste munci în folosul comunității. Asta ar fi una din obligații. O altă obligație ar fi că trebuie să fie luați în
evidența agenției de șomaj în vederea efectuării unui curs de calificare și în vederea solicitării unui loc de muncă. Deci noi în permanență primim de la agenția noastră locală, Oficiul Forțelor de Muncă, primim anumite tabele prin care noi îi verificăm dacă nu au refuzat un loc de muncă, pentru că ei în situația în care refuză un loc de muncă, atunci nu mai primesc ajutor social. Da, am să vă întreb și chiar pe câteva cazuri concrete, poate că ar fi bine să detaliem. Ați spus că au obligația să presteze, dacă e cazul și dacă nu sunt în situații speciale, cum ar fi cele de boală, au obligația să presteze un anumit număr de ore în folosul comunității. Puteți avea un caz al unei persoane care are o pregătire superioară. Pentru că și oamenii cu pregătire superioară pot ajunge în situații dificile. Nu exclude nimeni în această situație. Da, bineînțeles. Ce presupune munca în folosul comunității? Munca în folosul comunității o gestionează adică ca să... Da. Bun, îi puneți la mătură sau nu? Aici vreau să ajung, de fapt. Nu au fost multe cazuri, să zicem, cum a spus dumneavoastră, cu studii superioare. Da, din fericire. Am avut câteva cazuri pe care le-am luat noi la asistență socială și ne-au ajutat la o numerotare de dosar pentru arhivare sau la anumite lucruri mărunte, dar care țineau strict de birou, ca să spun așa. Mai avem fate care mai merg sus la birou de impozite și taxe, la serviciu de impozite și taxe. Și, deci, în situații dintre astea în care oamenii, persoanele care au ajutor social au și o anumită pregătire, atunci sunt folosite la anumite servicii, să zicem. V-am întrebat asta pentru că poate sunt oameni care s-ar încadra în situații de acest gen și care le-ar fi rușine. Adică poate se gândesc, mă, totuși am ajuns într-o situație dificilă, am o pregătire superioară și poate le-e rușine să-i vadă ceva pe stradă. Am avut de-a lungul timpului situații și mi-aduc aminte, am avut o doamnă care a ieșit la pensie, dânsa avea și ani de muncă și care fusese ceva tehnician, nu mai știu unde, dar oricum era foarte bună în domeniul, era foarte minuțioasă, întotdeauna în birouri, în toate actele noastre, mai ales la partea asta de arhivă. Deci era foarte minuțioasă și întotdeauna am folosit-o, deci am luat-o cu drag la noi în serviciu. Ați mai spus că există acea obligație de a căuta un loc de muncă, exact, de a se afla în evidențele celor de la șomaj, dar și de a urma un curs de calificare. M-ar interesa dacă există o, cum să vă zic, o regulă strictă. Are dreptul sau nu un beneficiar de venit minim garantat să refuze, să zicem, un loc de muncă pentru că nu este în domeniul său de pregătire? Adică omul poate să fi fost electrician, aceasta să fie singura lui specializare, și posturile disponibile la Petroșani să fie, nu știu, de paznic, pentru care el n-are curs, cu siguranță că și acelea se plătesc, sau de lucrător în industria textilă, că apar foarte multe în ultima perioadă, dar de electricieni mai puțin. Are sau nu un beneficiar de ajutor social dreptul să refuze un astfel de loc de muncă? Dreptul îl are, dar în momentul în care adică l-a refuzat, nu, noi îl suspendăm. Deci nu se poate. Adică legea prevede suspendarea și ulterior încetarea dosarului. Vă întreb că poate fi într-o situație fortuită. Nu, pentru că legea venitului minim garantat este în special pentru cei care nu au venituri și care nu se pot angaja și dacă ți se oferă, totuși ar trebui să accepți, chiar dacă, mă rog, să zicem că specializarea nu este, dar legea nu distinge că dacă ai o anumită specializare și ai refuzat acel loc de muncă în care nu ai specializarea respectivă, să existe o clemență din partea legii. Nu. Poate exista chiar o situație de genul ăsta. Cei de la șomaj să aibă locuri pentru industria textilă și omul să fie electrician, că asta a învățat el. Nu, în momentul acela nu ne este comunicat și trebuie să încetăm dosarul. Vă propun să trecem la o altă categorie, cea a ajutorilor de încălzire. Probabil că aici e o cu totul și cu totul altă categorie de oameni care se... Da. Încadrează. Da. Aș vrea să ne vorbiți despre această categorie, despre condițiile în mare pe care cei care vor să beneficieze de acest ajutor trebuie să le îndeplinească și în ce constă el de fapt. Depinde de felul în care se face încălzirea la domiciliu sau nu. Corect.
Da. Cred că sunt informații pe care trebuie să le știe transitatorii noștri. Acum eu nu vă pot da exact anumite cifre, nu, deci baremurile în care se încadrează ca și venituri și ca și cuantumuri de ajutor de încălzire, pentru că sunt diferite. Tot ce pot să vă spun că se acordă ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, cu gaz, cu combustibil solid și cu, începând de anul trecut, deci din 2013, din iarna 2013, cu energie electrică. Insist să vedem ce categorii de persoane s-ar putea încadra. Vă dau un exemplu concret. O persoană singură care locuiește într-un apartament de 4 camere și care, deși are copii, aceștia nu-i asigură întreținerea, da? În măsura în care pensia dumneavoastră este suficient de mică, să zic așa, deși nu pare chiar potrivită exprimarea, dacă are o pensie mică, poate să solicite un astfel de ajutor? Da, poate să solicite un astfel de ajutor, în măsura în care, după cum v-am spus, nu încalcă, deci nu depășește baremul stabilit de lege. Se pornește de la 0 lei, până la, de exemplu, la ajutoare pentru energie, pentru gaz, până în jur de 700-715 lei, dacă nu mă înșel, de anul acesta, la termoficare peste 1100-1200, la energie electrică, deci în funcție de aceste, în funcție de veniturile de pe care le au și de tipul de încălzire, se poate încadra sau nu se poate încadra. Totodată se încadrează în anumite tranșe. Deci, la anumite venituri se acordă un anumit ajutor social, un anumit ajutor de încălzire sau o anumită compensație la energia termică. Bun, da. Aș vrea să vă întreb, că insist pe acest exemplu. Adică dacă doamna are, nu cunosc un caz concret, mi-a venit în minte și vreau să-l discutăm. Da. Dacă doamna are 4 camere, da? Da. A căror încălzire costă niște bani, destul de mulți, da? Dar în același timp s-ar încadra foarte bine să-și achite toate cheltuielile dacă ar sta în 2 camere, care ar fi suficiente. O mai ajută primăria sau nu? Știu că a existat o solicitare de acest gen în urmă cu câțiva ani, s-a discutat chiar și în Consiliul Local, că de acolo știu, și consilierii au zis, a ajuns pe masa Consiliului Local și dumnealor au zis în discuțiile de acolo că totuși nu e normal dacă ai 4 camere să vii să-ți plătească primăria încălzirea sau să-ți plătească factura la apă, să te sprijine cu factura la apă. Că totuși, dacă ai 4 camere, înseamnă că ți le-ai permis și dacă la un moment dat în viață nu ți le mai permiți, poți să stai și la 3 și să-ți remediezi situația pe un termen scurt măcar. Da. Nu contează foarte tare numărul camerelor, adică numărul camerelor se ia, să zicem, în considerare la stabilirea prețului la energie termică. Dar, să zicem că această persoană pe care dumneavoastră a spus-o, având 4 camere, se încălzește cu energie electrică, da? La venitul pe care îl are, poate să beneficieze de un anumit ajutor pentru energie electrică. I se dă necondiționat. Deci poate să aibă 4 camere, 2 camere, 1 cameră. Dacă se încadrează în prevederile legii ca și cuantum de venituri pe membru de familie, atunci se încadrează. Venitul net pe membru de familie, atunci se încadrează. Deci nu contează numărul de camere, nu. Mi s-a părut nefiresc să stau în 8 camere și să mă duc la primărie și să spun plătiți-mi parte din factura de... Da, dar nu s-a pus problema numărului de camere. De exemplu, așa cum v-am spus, la energie electrică nu a contat acest lucru. Deci a depins doar tranșa de venituri, deci veniturile pe care le ai, acolo te încadrezi la ajutorul pentru energie electrică, la cuantumul stabilit de lege. Personal sunt lămurit. Vă propun să trecem acum să discutăm despre aceste ajutoare de urgență. Da. Ajutoare care
se acordă, înțeleg eu, în situații speciale și ele, da, fiind de urgență, probabil că se și acordă într-un regim de urgență. Regim așa, de urgență, mi-ar fi, da, așa mi-ar fi mie firesc să se întâmple. Da, da. Cine poate din să păcate, vină? Regimul acesta de urgență, omul vine, e face... unul birocratic, da, totuși. Este unul, mai ales că între dispoziția și statul de plată pe care noi îl scoatem, noi trebuie să așteptăm 10 zile pentru ca trezoreria să ne dea bani, cel puțin. Cine poate solicita? Cine poate beneficia, da. În primul rând avem ajutoarele de urgență care sunt stabilite prin, tot prin legea 416, privind venitul minim garantat, pe 2001, privind venitul minim garantat. Pot să beneficieze persoanele care au suferit din cauza anumitor calamități naturale. De exemplu, am avut ani în care au fost inundații în municipiul Petroșani. Da, în cartierul aeroport. Exact, da? Și în colonie. Și atunci am intervenit cu aceste ajutoare, ajutoare de urgențe, făcute, bineînțeles, în baza anchetelor sociale, constatat prejudiciu înregistrat al familiei. Și atunci am intervenit cu aceste ajutoare de urgență. Sau în cazul anumitor cutremure. Sau în cazul incendiilor, cu tremură mai puțin am avut cazuri noi, dar în cazul incendiilor am avut ajutoare de urgență și destul de consistente date în funcție de pagubele produse. La fel, se merge în teren, se constată pagubele, avem acel proces verbal întocmit de ISU și atunci se dă în funcție de pagubele familiei. Să înțeleg că aceste ajutoare pot acoperi valoarea... O parte din. Am ajuns, după cum v-am spus, am avut ajutoare destul de substanțiale. Trebuie să dați un exemplu, nu cu nume, ci cu, da, situații. Acum să vă zic, 4.000, 5.000, 7.000 de lei, deci au fost... În raport cu ce, exact, prejudiciu? Aproximativ, adică să-mi fac o idee. Să zicem cam jumătate, poate, sau chiar... Deci dacă a fost, da, 7.000, da, la, da, 15.000, da, de lei, e, da, regulă. Dacă, exact, a fost 7.000 la 100.000, da, da, nu e chiar. Da. După care urmează tot legea, legea dispune, ajutare... Vreau să vă întreb, da, ceva, vă întrerup. Dumneavoastră stabiliți un... stabiliți un prejudiciu, un teren. Sigur, luând mai, în calcul mai multe, da, elemente, da, cum a spus și datele de la cei de la ISU, exact, și așa mai departe. Cine face propunerea cu privire la acest quantum al ajutorului social? Comisia care merge, deci, în anchetă. Deci colegii dumneavoastră, exact, de la social? Exact, exact, da. Colegii mei și împreună și cu personalul de specialitate că, care poate să... Înțeleg că se ține cont aproximez de mai multe elemente, adică dacă oamenii au sau nu loc de muncă, dacă au copii sau nu... Da, bineînțeles. Bine, în cazurile astea cu incendii și calamități, legea nu definește un anumit quantum al veniturilor. Un quantum al veniturilor pe membru de familie l-am stabilit noi pentru că alături de aceste ajutoare prevăzute strict de lege și la care noi nu putem să, de care noi nu putem să ne abatem, mai sunt și situații speciale stabilite prin hotărâre de Consiliul Local. Și acolo noi am stabilit anumite situații de urgență prin care putem să dăm, să acordăm aceste ajutoare de urgență. Vă întreb asta, deci pot fi, da, două situații identice să... pe același etaj, incendiu în ambele apartamente, o familie cu 5 membri, alta cu 3, unii angajați, alții neangajați. Nu. Le dați la fel? Nu a contat foarte tare, a contat prejudiciu, să știți. Înțeleg, în aceste am zis prejudiciu, da, identic, prejudiciu. Unii angajați, alții prejudiciu, neangajați. Prejudiciu a contat, să știți. Înțeleg, deci, da, mai mult și la inundații cifră. Mi-aduc aminte că s-a ținut foarte tare cont de prejudiciile. Acum, știți că mai există o prevedere legală care spune că este obligatorie asigurarea locuinței. Da. Acum, sigur, deși există oameni care ar trebui să controleze acest lucru, ținând cont probabil și de situația socială, probabil că pe această linie, în marea majoritate a localităților din țară, nu doar din Valea Jiului, nu s-au făcut controle, că e normal ca în condițiile în care oamenii câștigă 140 de lei acel venit minim, da, garantat, da, foarte, da, mulți, din, da, păcate, în ziua de astăzi, să te duci să-i întrebi de ce n-au dat 20 de euro pentru, dar, asigurare. Dar să știți, dacă tot ați deschis discuția, da, să știți că beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri, au obligația să-și încheie această asigurare. Era și o întrebare aici, se rețin bani de către cei de la agenția de prestații care în prezent gestionează ajutorul social, după care
li se încheie această asigurare. Înțeleg. Bun. Da. Deci asta e pentru beneficiari, dar pentru cei care nu se află în atenția dumneavoastră sub nicio formă, da, deci nu beneficiază de absolut nimic, ci s-a produs, cum a zis, o calamitate, un incendiu, Doamne ferește, ceva. Dacă n-au asigurare... În aceste situații, noi ne mai informăm și de la cei de la taxe și impozite, pentru că acolo mai putem să aflăm dacă s-au încheiat aceste asigurări pentru imobile, să spunem. Dumnealor au o bază de date comună cu cei de la asigurări? Nu, mai au ei anumite situații, deci nu știu dacă au o bază neapărat, dar am apelat la ei și ne-au mai ajutat. Dar... noi cerem aceste asigurări, mai ales în ultima perioadă de când s-a pus baza pe aceste asigurări. În situația în care omul ne spune că nu deține asigurarea, atunci, bineînțeles, că putem să-i acordăm o sumă mai mare. Situația în care deține asigurarea, atunci ținem cont și de acea asigurare. Dar nu am avut, să știți, cazuri de genul acesta până acum. Chiar nu am avut. Mie mi se părea normal să fie invers, adică dacă n-a avut, a avut posibilitatea, dar n-a avut responsabilitatea să-și asigure imobilul, primăria nu trebuie să fie la fel de atentă cu dumneavoastră. Da, aveți adică dreptate. Și pe cei mai responsabili dintre concetățenii noștri, eu cred că trebuie să-i apreciem. Adică dacă își curăță grădina în fața blocului, trec la un alt capitol acum, cred că administrația ar trebui să găsească o metodă să-l încurajeze și să-l felicite și să-l încurajeze. Dacă nu o curăță, tot așa ar trebui să meargă cineva de la poliția comunitară și să-i spună mai... găsiți o soluție să fie frumos și la blocul aveți dumneavoastră. Aveți dreptate, dar știți cum, atunci când omul se află într-o situație de genul ăsta, este greu să stai să-l mai și analizezi dacă și-a făcut sau nu asigurarea. Când i-a luat foc locuința, ce putem să mai spunem atunci? Adică sunt totuși nu vă spun să cazuri nu, mai deosebite. Nu vă spun și... să nu vă îndepliniți rolul acela de a asigura asistență socială, dar vă întreb tot felul de situații. Da, aveți dreptate, da, înțeleagă. În privința responsabilității lor, așa este, dar v-am spus atunci când sunt situații dintre astea extreme. Bănuiesc că încercați să găsiți... Și asigurarea, știți, până când primești și banii de asigurare și... Rolul primăriei se intervine dacă poate exact, cât mai repede. Exact. Bun, exact. Tot la ajutoarele astea de urgență, intră și cazuri de oameni care se află în... știu eu, au de făcut o operație sau pentru copii, pentru persoane în vârstă, dați-mi aceste câteva cazuri, exemple. Aceste cazuri le-am stabilit printr-o hotărâre de... Consiliul deci local. Reglementată exact, local, exact. Nu e, avem, ține de da, pentru că așa spune legea, că în afară de cazurile pe care vi le-am precizat, se stabilesc situații de urgență prin Consiliul local. Și vă pot spune câteva dintre ele. Deci toate persoanele care, al căror venit net pe membru de familie este de 700 de lei și care au probleme de sănătate, au apelat la aceste ajutoare de urgență în măsura în care, bineînțeles, și tratamentul acestora a fost unul mai substanțial, tratamentul medical. Aici se încadrează foarte mult persoanele, pensionarii. Deci avem pensionari ale căror venituri nu depășesc 700 de lei pe membru de familie și atunci știți cum este, problemele de sănătate sunt mai multe decât la ceilalți, da, și vin și solicită aceste ajutoare de urgență. Și aici în funcție, da, și aici în funcție noi solicităm celor care cer aceste ajutoare de urgență, solicităm să ne facă dovada că au achiziționat totuși tratamentul, pentru că se pot ivi situații în care noi să dăm întâi ajutorul de urgență și pe urmă să nu fie folosit în scopul solicitat. Deci cum ar veni dumnealor, ar fi normal ca întâi ar fi normal pentru că mai au totuși ceva venituri și cumpără și atunci noi încercăm să acoperim sumele pe care ei le-au înțeleg că aici nu există o marjă, totul depinde efectiv de cheltuielile pe care dumneavoastră pot să le pot să le aibă, dovedească. Da, și bineînțeles alături de acele bonuri trebuie în mod obligatoriu să existe documentele medicale și o copie după rețetă, pentru că am avut cazuri în care, deși rețeta avea prescrise anumite medicamente, ei au venit cu bonuri
pentru alte, de la altceva și atunci nu am acordat ajutoare de urgență. Mai am o întrebare înainte de pauză. Vom face o pauză publicitară de câteva minute. Până unde pot merge aceste ajutoare? Adică bănuiesc că nu decontați și nu știu ce operații de 5.000 de euro, că nu cred că cu asta se ocupă administrația locală. Să știți că am avut, aici vreau să spun că domnul primar este foarte plecat la aceste situații și întotdeauna a fost deschis și în a acorda sume substanțiale. Am avut, deci pe lângă această categorie care este mai largă, avem o categorie în care se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor care, deși au venituri, au anumite în familie, unul din membrii familiei, copil, să zicem, sau o persoană majoră, trebuie să efectueze anumite intervenții în țară sau în străinătate, intervenții chirurgicale. Am avut o fetiță care avea coloana cu probleme, o scolioză, mi se pare destul de avansată și care a făcut operație la un spital privat și a costat foarte mult. Deci am venit și am ajutat acea familie, indiferent de veniturile familiei. Bine, acum nu am asigurat chiar toată suma, dar un trei sfert din sumă am dat-o. Am avut persoane cu cancer, deci cu probleme de genul acesta, la care iarăși am intervenit. Mai sunt multe persoane cu dizabilități care, într-adevăr, sunt, exact așa cum am spus, cu problemele acestea de leucemie, de știu mai ce boli din acestea incurabile. Le ajutăm, dacă nu au venituri, chiar și cu decontarea transportului. Sau avem acum, am acordat ajutoare, avem fetițe care au probleme tot așa, o tetrapareză spastică și care, deși îs în evidența centrului Policino, centrului de zi Policino, mai fac anumite recuperări la Alba Iulia, un alt centru cu mai multe dotări, să spunem, și trebuie să meargă de mai multe ori pe an. Ei, în această situație, noi am acordat pentru o deplasare exact suma pe care au achitat-o acolo. Am o întrebare sosită chiar acum, după care revin totuși asupra subiectului, că am o curiozitate personală. Întrebarea e în felul următor. Dacă o mamă singură cu un copil, cu un salariu minim pe economie, mama, da, poate sau nu beneficia de ajutor social? Sau de ce formă de ajutor poate beneficia? Nu. Ales salariul minim pe economie dumneavoastră și are un copil, este singură, înțeleg, probabil divorțată? Da, după cum v-am spus, cuantumul ajutorului social pentru două persoane este de 255 de lei. Deci venitul minim pe economie este... Nu-i permite să... Nu-i permite, plus alocația copilului nu-i permite, nu. Înțeleg. Revin la subiectul anterior, cel cu deconturile pe care le puteți face și nu v-am întrebat întâmplător dacă până la ce cuantum pot merge aceste deconturi. Sigur, am avut ajutoare și de 10.000 de lei, ajutoare de urgență. Mi se pare justificată situația de care mi-ați vorbit. Da, intervenția a fost foarte scumpă. Era normal ca să aveți o intervenție mai mare. Nu puteai să dați 1.000 de lei la o intervenție de 5 sau 10.000 de euro. Dar vă întreb, pot exista și situații de genul următor. Domnul are, nu știu, 75 de ani, da? Merge la medic, îi spune medicul că are probleme cu vederea, acum cred că la 75 de ani, din păcate, e și firesc, da? Da. Și există două metode. Una este să meargă să-și ia să-și pună ochelari pe baza recomandării medicului sau să-și facă o operație. Da. Asta cu ochelarii o rezolvă cu câteva milioane de lei. Treaba cealaltă cu operația, probabil că o rezolvă cu 100 de milioane de lei. Nu știu cât e o operație de asta de... cred că e pe acolo, nu probabil. Chiar, sau prin apropiere. Bun. Da, acum am avut un caz, vă spun, un caz în care am acordat un ajutor de 1.500 de lei, tot așa, pentru o operație la ochi. Persoana respectivă se încadra, avea și sub 700 de lei venitul și atunci am acordat un ajutor de 1.500 de lei pentru că atâta era operația, atâta costa. Deci am acordat și aceste lucruri. Deci se poate și în felul ăsta. Da, se poate. V-am spus, totul depinde, acum nu vreau să generalizăm. Da? Deci toate ajutoarele de urgență se fac în baza anchetei sociale. Este un model tip pe care
are legea Neil Doj și pe care noi trebuie să-l respectăm. În baza anchetei sociale, în baza veniturilor, deci se cer acte de stare civilă, se cer acte de venituri, se cer acte medicale și ancheta socială vine și întregește acest dosar, după care noi facem propunerea către domnul primar pentru aprobare. Mulțumesc! Facem, după cum spuneam, o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu cea de-a doua parte a emisiunii. Revenim în direct a doua parte a emisiunii alături de doamna Cristina Mraz de la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Petroșani. De data aceasta am... Da, nu e nicio problemă, ori serviciu, ori direcție, tot. Discutam în pauza publicitară că totuși ar putea exista o soluție din partea celor de la social pentru doamna care a dat un mesaj și care, vă reamintesc, spunea că este o mamă singură cu un copil cu un salariu minim pe economie și întreba dacă ar putea sau nu beneficia de ajutor social. Da, deci pentru familiile monoparentale, în cazul dânsei având un singur copil, în situația în care venitul net lunar pe persoană se încadrează între 201 lei și 530 de lei, poate să primească 60 de lei alocație pentru susținerea familiei. Deci, este dacă... puțin, dar este un... E un început. Un mic venit, da, pentru da. Copil. Deci, dumneai, probabil că dacă are... Da, poate, se poate adresa serviciului nostru și să-i spunem actele necesare și poate să primească acest. Aș vrea să trecem și la acest segment al protecției copilului. Sigur că partea asta de alocații, indemnizații, stimulente devine cunoscută telespectatorilor noștri atunci când ajung să beneficieze de ea, când trebuie să-și facă acele dosare pentru indemnizația de creștere. Ele copilului. Sunt și puse și pe site-ul primăriei, deci pot deci fi de acolo și... pot afla da, și da. Mai multe informații. O să vă rog să detaliem puțin acest subiect, după care trecem la unul care cred eu că e de strictă actualitate, la cazurile acelea de copii rămași acasă pentru că părinții lor, unul sau chiar amândoi au plecat în străinătate, ce se întâmplă cu ei, acolo vreau să dăm mai multe detalii. Poate sunt și la momentul actual oameni care cunosc astfel de cazuri, cazuri de copii care au rămas acasă, care sunt în grija unor bunici, poate care nu sunt suficient de bine îngrijiți și cazuri în care poate dumneavoastră ar trebui să interveniți. Haideți să discutăm întâi de partea asta cu alocații, indemnizații și stimulente. Da, deci, după cum v-am spus, compartimentul de protecție a copilului este unul destul de vast. Deși ați spus la început că la noi se adresează oamenii în situații de nevoie. Eu zic că se adresează și oamenii care au bucurie prin nașterea unui copil. Deci începem prin acordarea alocațiilor de stat, alocațiilor pentru acele indemnizații pentru creșterea copilului, acele stimulente pentru creșterea copilului. Deci iată că putem să... Deci, există de acest, și, o parte da, plăcută, există da? Și o parte plăcută în acest da. Sens. Asta ar fi în mare parte aceste beneficii care la ora actuală le reglementează legea. Am văzut că și acele termene în care mamele ajung efectiv să încaseze banii s-au redus destul de mult. Am văzut că acum ajunge până la undeva la maxim 2 luni de zile de la momentul da, care da, faceți da, dosarul. Exact, sistemul exact. s-a mai și evoluat, adică nu mai e ca pe da, vremuri acum da, și indemnizațiile oricum, din pe card, e și s-a lărgit și marja, deci beneficiază de exemplu și elevele care urmează cursuri de zi fără întrerupere pot să beneficieze. Dacă am avut tinere care au născut la 16 ani și au fost, erau și la școală și atunci au intrat în această indemnizație de creștere a copilului. Deci am avut aceste situații, iarăși mămicile care au terminat o formă de învățământ superioară sau un masterat, iarăși pot să beneficieze. Deci legea le reglementează, sunt mai multe situații și eu zic că s-au lărgit cazurile în care se pot acorda ajutoarele acestea. Ce se întâmplă? Vă dau un caz concret.
ce se întâmplă în cazul în care o tânără mămică administrează o societate privată. E clar că având venituri nu va putea beneficia de această acea indemnizație pe timp de 2 ani de zile. Nu. Nu? Ba da, deci beneficiază. Cum să nu? Cum să nu beneficieze? Nu este deci, condiționată tocmai asta este, de... Nu, tocmai asta este că mămica respectivă trebuie să realizeze venituri anterior, 12 luni de venituri acord. Anterior nașterii copilului. Deci în situația în care nu realizează aceste venituri, eu v-am dat niște exemple în care nu lucrează sau nu a lucrat 12 luni anterior nașterii copilului. În condiția în care a lucrat 12 luni care, și a administrat o societate privată. Exact. Ce dacă la data la care naște copilul nu și încetase raporturile de muncă, atunci beneficiază și are 12 luni în urma plătite aceste contribuții de sănătate, de asigurări sociale, impozitul, atunci beneficiază de indemnizație de creștere sau poate să rămână în continuare în activitate și să primească simulentul de inserție. Care este în contul de... este mai mic. Ce se întâmplă dacă are părți sociale la o societate comercială, care îi pot genera venituri? În momentul în care a născut, știți că există acel concediu de maternitate de 126 de zile, că îl iei o parte înaintea nașterii copilului sau după, asta nu contează. Important este ca mama să-și depună, deci noi nu putem să preluăm dosarele decât în a 43-a zi după nașterea copilului. Mama, așa cum ați spus, în momentul în care a născut, automat raporturile se suspendă. Deci se suspendă sau pot să înceteze cu societatea respectivă. După caz, da. Deci în timpul în care primește indemnizația pentru creșterea copilului, nu are voie să realizeze alte venituri. Dar trebuie să fie realizat 12 luni în urmă. Înaintea nașterii copilului, da. Aș vrea să vorbim și despre cantina socială, pentru că știu că acolo, pentru cazurile deosebite, administrația locală asigură masă caldă și poate e greșit spus doar despre cantina socială, pentru că treaba asta nu se întâmplă într-un singur loc. Am aflat și eu în seara asta, mi-a spus că, de fapt, activitatea pe acest segment se desfășoară în mai multe locuri din municipiul Petroșani. Eu personal n-am știut informația asta. Da. Acum îmi închipuiam că e tot acolo unde e de când lumea. Da, bine. Deci, cantina aceea care de când lumea este în subordinea Consiliului Local, iar celălalt centru social, Sfânta Varvara, este al unei asociații neguvernamentale și la care noi contribuim cu o anumită sumă de bani pentru hrana asistaților sociali. Și în acest fel, noi am încercat să acoperim și colonia și aeroportul cu hrană pentru persoanele aflate în situații de nevoie. Am sărit un capitol și n-aș fi vrut să-l ratăm, cel al copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Este o problemă asta la nivelul municipiului Petroșani acum. Vă spun, am constatat foarte mult la Uricani. Sunt foarte multe locuințe părăsite acolo sau foarte mulți copii rămași în țară cu bunici, cu unchi, mătuși, cu ce-o fi, pentru că uneori chiar și ambii părinți sunt plecați în străinătate. Poate nu e aceeași sau nu e la fel de gravă situația și la Petroșani, dar cred că este un fenomen, eu personal. Da, este într-adevăr o situație destul de complicată, să spunem, mai ales pentru faptul că părinții au obligația stabilită de lege în a veni la serviciul de asistență socială și să notifice plecarea lor în străinătate și mai mult trebuie să dea o declarație în cazul în care avem familii monoparentale. Trebuie să ne spună cu cine rămâne copilul, că rămâne la bunici, că poate să rămână la o altă rudă. Ei trebuie să ne notifice acest lucru, sunt anumite declarații date de lege, tip, model tip, trebuie să ni le notifice. Mai mult, începând de anul trecut, ei trebuie să se adreseze instanței de judecată,
să depună acolo la fel o notificare prin care menționează că delegă autoritatea părintească persoanei respective. Mă repet, la familiile monoparentale. Da. În cazul în care celălalt părinte rămâne acasă, nu este nicio problemă. Dar dacă părinții au plecat, nu știu, în urmă cu 10 ani, când copilul avea 4 și acum are 14, nu s-au informat, dar știu că trebuie să anunțe acest lucru. Dar, sunt aceste cazuri. Noi avem o situație luată de la... Colaborăm cu instituțiile de învățământ pentru că ei știu mult mai bine decât noi acest lucru. Da, și au bază de date clar. Da. Există anumite rapoarte trimestriale pe care ni le solicită Direcția pentru Protecția Copilului, rapoarte pe care noi le întocmim, v-am spus, cu ajutorul instituțiilor de învățământ. Bun, dar ce se întâmplă? Au plecat acum 10 ani, n-au dat nicio declarație, n-au spus că rămâne bunica, mătușa, cine rămâne. Pentru aceste familii noi nu mai avem ce să facem, deci noi am mai făcut anchete sociale acolo unde nu exista niciun părinte, deci ambii părinți au plecat în străinătate, am încercat să mai facem anchete sociale. Vreau să vă spun că am avut, deci nu a fost o concordanță între adresele pe care ni le dădeau școlile cu ceea ce am găsit noi în teren. Am avut cazuri în care nu i-am găsit la adresa respectivă sau am avut cazuri în care era în regulă, copiii respectivi stăteau cu bunicii. Am avut într-adevăr și cazuri în care copilul la 14 ani era lăsat în grija unui vecin, tatăl era în București, am luat date, am făcut rost de telefonul tatălui, l-am sunat și ne-a spus că el într-adevăr a lăsat copilul în grija acelui vecin. I-am solicitat în scris să ne trimită o declarație prin care să ne notifice acest lucru, pentru că altceva nu puteam să facem. Am avut un alt caz, vă dau un exemplu, în care părinții copilului plecați în străinătate, copilul lăsat la bunici, a avut o problemă destul de mare de sănătate, a fost încadrat în grad de handicap, se punea problema în gradul grav de handicap, se punea problema acordării indemnizației de însoțitor, pentru că la cei cu gradul grav de handicap, legea prevede ori asistent personal, ori acea indemnizație de însoțitor. Acum, vă dați seama, bunicul nu era reprezentantul legal al copilului. Am intervenit, am luat datele de la bunic, am făcut ancheta socială, am trimis dosar în regim de urgență pentru un plasament în regim de urgență la Direcția de Protecție a Copilului. A doua zi ne-a și venit dispoziția de plasament în regim de urgență și am putut să acordăm bunicului acea indemnizație de însoțitor și să ajutăm în acest fel copilul care avea probleme de sănătate. Ulterior a fost o întâmplare fericită, tatăl a venit și a luat copilul, s-a revocat măsura de protecție și copilul este tratat în străinătate și stă cu tatăl. Alte întrebări, dacă primăria Petroșani poate să angajeze cu carte de muncă asistenți personal pentru persoane cu handicap, întrebarea e legată de faptul că la un moment dat, cel puțin alte administrații nu puteau face angajări, deci dacă aveți astfel de cazuri, se pot face... Da, să știți că noi, primăria Petroșani, domnul primar niciodată nu a îngrădit aceste angajări. În primul rând că legea prevede ca în luna decembrie să aprobăm numărul asistenților personale, așa cum noi avem organigramele și ei intră în organigrama noastră la acest capitol de asistenți personali. În fiecare an am aprobat un anumit număr de asistenți personali în funcție de situația statistică pe care am avut-o până la acea dată în anul respectiv, un număr mediu de asistenți personali. Și întotdeauna am avut un număr mult mai mare aprobat decât cazurile care ni s-au adus la cunoștință. Dar, dacă e nevoie, da, se poate, dacă nu este nevoie. Dar acum, bineînțeles că bugetul de care dispunem este limitat și mai mult noi trebuia să primim o contribuție din partea statului. Este aceeași contribuție ca și anul trecut, ca să spunem, în condițiile în care, în condițiile în care salariul minim a crescut și au crescut, bineînțeles, și indemnizația de însoțitor și salariul asistentului personal.
Dar, mă repet, nu au fost cazuri grave în care noi să refuzăm. Acum, bineînțeles că se întocmește ancheta socială, să vedem, înțeleg chiar că dacă este gradul grav, pentru da. Că sunt situații în care chiar dacă este încadrat în gradul grav de handicap, poate să se deplaseze. Avem persoane cu gradul grav de handicap care sunt și angajate. Deci atunci se acordă indemnizația de însoțitor, care este echivalent, este salariul net al asistentului asistentului social debutant. Deci este cam același lucru, de la caz la caz. Dar am avut acum, de exemplu, acum angajăm o mămică pentru un copil autist. Nu se poate să spunem nu acestei angajări. Multe, multe situații. Eu zic că totuși noi nu. Și întotdeauna, v-am spus, prin bugetul local s-au acordat fondurile necesare. Nu a existat niciodată o perioadă în care noi să rămânem descoperiți. În fiecare lună oamenii și-au luat banii la timp. Da, cred că asta e și cel mai important, pentru că, da, până la urmă, v-am spus, domnul primar pune foarte mare preț pe acest lucru, să știți, foarte mare preț, și asistența socială, eu zic că noi totuși avem, deci, foarte mare deschidere din partea dânsului, există o foarte mare deschidere către asistență socială și, dacă îmi dați voie, vă rog. Vis-a-vis de, noi am vorbit mai mult de beneficii sociale, da, o componentă importantă da. Este, se referă la servicii sociale, pentru că, în fond și la urma urmei, beneficiul social îl ai, peste câteva zile nu-l mai ai același dor social, da. Dar un serviciu social, de exemplu un centru de zi în care copiii acestor familii cu probleme sociale, copiii în situații de abandon familiar, abandon școlar, merg în aceste centre de zi unde primesc servicii sociale, unde primesc o hrană, o masă caldă, și familia respectivă este mult mai câștigată, să spunem. Înțeleg că aici aveți dumneavoastră mai multe colaborări. Exact, avem parteneriate cu toate ONG-urile de pe raza, ONG-urile acreditate, să reținem, pentru că pot funcționa și ONG-uri care nu sunt acreditate. Și noi, Serviciul de Asistență Socială, suntem acreditați acum mai nou, conform noi legislației, de către Ministerul Muncii. Am primit certificat de acreditare. Cei care nu au aceste certificate de acreditare nu pot să, deci nu putem să colaborăm cu ei și să încheiem parteneriate, pentru că ar fi în afara legii. Avem colaborare, deci avem 3 centre de zi pe raza municipiului Petroșani înființate de asociații, un centru de zi pentru persoanele cu dizabilități, Policino, care are și centru de zi pentru copii provenind din familii sărace și centru de zi pentru copii cu dizabilități, are în jur de 70 de copii în evidență. Da, iar noi contribuim cu o sumă substanțială lunară. Bineînțeles, partea materială pe care o dau cei de la Policino, cei din Italia, este și mai mare decât ceea ce oferim noi. Dar împreună, da, deci împreună contribuim la funcționarea acestor centre. Personal n-am știut, am crezut că e doar așa o bună colaborare între administrație și acest centru, crezând că sunt 100% bani proveniți din Italia. E o informație nouă chiar și pentru mine, n-am știut că are și primăria o contribuție de ordin financiar. Da, de ordin financiar, da. Chiar cu riscul de a mă repeta, tot asta pot să spun, că domnul primar a fost deschis la aceste colaborări și la sprijinul material, pentru că să știți că sunt totuși primării care, deși colaborează cu o anchetă socială, cu o consiliere sau știu eu mai ce, nu acordă și un sprijin financiar. Începând de anul acesta, nu au mai fost acordate, există o lege 34/1998 privind subvenționarea asociațiilor și fundațiilor care desfășoară servicii de asistență socială. Începând de acest an, statul nu a mai acordat sau a restrâns această subvenție. Și atunci avem centrul Maria Stein al Asociației Caritas, care nu a mai primit în acest an subvenție. Și atunci noi am venit și, deși și până și în anii anterior acordam o anumită sumă de bani pentru hrană, de exemplu, pentru hrana copiilor din centru, asistați în centru. În acest an am venit și am suplimentat fondurile.
Sfântul Francisc, iarăși acolo la școala numărul 4, dacă știți, iarăși acolo există un centru de zi, Coriesu, există un centru de plasament cu module familiare, iar noi în centru de zi, pentru că avem copiii noștri, copii asistați, la fel contribuim cu o anumită sumă de bani printr-o convenție de parteneriat. Sfânta Varvara, Asociația Umanitară Sfânta Varvara, cu acel centru social asigurăm suma, contribuția noastră pentru hrana asistaților în acel centru social. Înțeleg din toate lucrurile care mi le-a spus. Îmi permiteți, numai o secundă. Acum, joi, în Consiliul Local, este un proiect de hotărâre propus de domnul primar, prin care se va face o convenție de parteneriat cu centrul de bătrâni de la Dărănești, și la fel vom contribui, vom contribui cu o sumă de bani pentru hrana asistaților din centru. Acolo asistații, persoanele vârstice în general, vin și cu o contribuție a lor personală, din pensie, personală, iar noi încercăm să asigurăm deficitul, să spunem. Am avut ocazia să văd chiar și anul acesta, condițiile în care locuiesc cei îngrijiți acolo și e foarte frumos, da, este singurul nostru centru de bătrâni în Petroșani și eu zic că este la standarde europene, ați văzut camere de două paturi, tot confortul. Da, personal am rămas... Și bătrânii sunt foarte bine îngrijiți, Am rămas plăcut impresionat de ce se întâmplă acolo și am văzut că sunt și oameni gospodari, că cei care au grijă de ei, da, pentru că am ați avut ocazia să intru făcut, chiar în... Da, nu, inclusiv grădinița ce au... Am avut ocazia să intru chiar și în cămară și să observ cât de frumos erau aranjate alimentele pe care le aveau acolo, ceea ce mie persoană... N-a fost o vizită anunțată, deci nu, că dacă așa, probabil că dacă anunțam cu 3 zile înainte că mergem sâmbătă cu o cameră, poate că oamenii s-ar fi pregătit. A fost chiar o vizită așa pe moment și țin minte că l-am și felicitat pe părinte pentru lucrurile pe care le-am găsit acolo. Da, foarte frumos și ca o variantă să spunem la... Asta este un centru rezidențial, da? Deci persoanele stau acolo pe perioadă nedeterminată. Dar avem persoane vârstnice care au casa lor, au un anumit venit, dar care sunt singuri și nu se mai pot îngriji singuri sau au anumite probleme de sănătate. Tot în acest sens am încheiat un contract pentru servicii sociomedicale cu organizația Caritas, o altă filială a Asociației Caritas. Au două asistente medicale, medico-sociale, care se deplasează la domiciliul acestor persoane vârstnice și dau asistență medicală de specialitate, asistență socială, adică sunt situații în care merg la cumpărături pentru aceste persoane, merg la medic să le ia rețeta, merg la farmacie să le cumpere medicamente și aici noi venim cu o sumă de bani pentru aceste servicii. N-aș fi crezut că am pus la punct tematica pentru această seară că vom putea afla lucruri atât de interesante pe care poate că ar trebui să aveți ocazia să le discutați mai des la televiziune. Nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc pentru invitația. Să sper că informațiile au fost pe măsura... Și mai sunt, dar și mai sunt, dar oricum noi așteptăm și, după cum v-am spus, facem publice, chiar și prin intermediul dumneavoastră al televiziunii. Întotdeauna când avem anumite prestații sociale noi sau când legislația se schimbă, întotdeauna venim și informăm populația. Mulțumesc încă o dată. Este o trebuie pe telespectatori ca dacă dumnealor consideră că se află într-o situație dificilă și că într-un fel sau altul se pot încadra în situațiile descrise în această seară sau poate cine știe, în altele pe care încă nu le cunosc, să apeleze cu încredere la aceste servicii, nu doar la Petroșani, ci și la celelalte administrații publice locale din Valea Julii, pentru că, iată, pentru astfel de cazuri există și posibilitatea intervenției de ordin financiar sau nu din partea statului. Mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Ne revedem joi seara începând cu ora 21. Noapte plăcută!